Dorința mea de la început a fost să creez de unul singur desene animate de calitate premium. Un singur personaj de-al meu are undeva la 910 layere, asta înseamnă 910 imagini care pot fi customizate după un sistem pe care eu l-am gândit. Eu vreau să ies cu ceva cu care nu cred că mă va egala un alt canal, mai ales în România. În momentul de față mă mândresc cu niște colaborări foarte faine. Este proiectul cu Boier Bibescu, cu, în care a cântat și Inisebi, Mgkappa, cei care sunt pe Val, Petre Ștefan, Florin Salam, Leo de la Cuveit. Deci tu dacă acum ești într-o perioadă în care n-ai contracte sau n-ai niciun rezultat sau cifrele nu cresc pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube, e doar o perioadă. Perioada aia poate fi de o lună, poate fi de un an sau poate fi de 2 ani, dar e doar o perioadă. Sunt convins că e doar o perioadă. De asta recomand tuturor celor care judecă persoanele care trăiesc din online să încerce o lună să creeze conținut, poate nu neapărat zi de zi, dar săptămânal, care să genereze audiență. E foarte greu să convingi un adult că ceea ce faci tu va avea rezultate. Și e foarte adevărat că el n-ar trebui să te susțină cu toată puterea lui de la început, pentru că tu n-ai demonstrat nimic. E de datoria ta ca tu să spargi primele straturi, ca apoi să vină să te mai împingă și el de la spate și să zică, hai că mergem împreună mai departe. Băi băieți, eu vă zic un lucru. Voi veți rămâne după facultatea asta doar cu ceea ce faceți între cursuri. Și ăla a fost un moment în care eu m-am speriat. Nu ai cum să fii curios la toate materiile și părinții ar trebui să înțeleagă chestia asta, că e absolut normal să fii bun la 2-3 materii și la restul să fie ok să fii de 7. Să fie ok să nu fii bun la matematică dacă tu scrii pe sub bancă poezii. Școala a fost, cred că, principalul motiv pentru care eu am uitat că știu să desenez. Aveam o sete atât de mare să fac ceva notabil până când am găsit. Și unul dintre comentarii era, lasă-te de animații. Sau alt comentariu era, sinucide-te. Am petrecut, cred că, mii de ore desenând și alte mii animând și alte mii îmbunătățind și căutând ce fac alții. Braleș Molnar este un tip care a învățat animații de unul singur și s-ar prezenta drept un băiat care face entertainment pe internet, adresându-se marilor mase. Cam asta e, pe scurt. E foarte pe scurt, pentru că știu că tu ai o grămadă de activități și eu sunt sigur că până să ajungi la animații ai avut o grămadă de realizări, pentru că am văzut că te-ai dus pe o grămadă de... pe o grămadă de nișe. Dar pentru cei care ne urmăresc și nu știu exact cum să ia aceste animații, cum ai putea să le descrii? Sunt desene animate, practic, și tu ești un om care creează desene animate de la zero. Asta cred că ar trebui. Da, eu am avut în prima fază un alt gând înaintea desenelor animate. A fost o discuție și o activitate, de fapt, de aproape 2 ani de zile cu doi foști colegi de facultate, prin care, în cadrul acelei activități, noi am încercat să creăm jocuri pentru telefon. A fost o muncă titanică timp de 2 ani, care, din păcate, pentru noi și ca echipă pentru noi, nu s-a concretizat prin nimic. De fiecare dată când arătam jocul diverselor persoane, auzeam mereu ceva de genul ăsta: arată super fain, dar nu-mi place jocul. Și în momentul ăla, în mintea mea s-a declanșat un declic și am zis, bă, ceva tot trebuie să fie cu jocurile astea, chiar dacă nu-s jocuri. Pentru că jocurile respective conțineau o grămadă de animații, o grămadă de customizări, o grămadă de personaje și de chestii care se învârteau pe ecran de nu știe la care să te uiți. Așa. Și am zis că înseamnă că acolo sunt bun, acolo am o sabie ascuțită destul de bine. Și așa am ajuns, de fapt, să fac animații. Aceste animații sunt pentru mine o parte din mine în momentul de față.
îmi ocup, cred că, 90% din timpul pe care, în care sunt treaz cu animații. Dorința mea de la început a fost să creez de unul singur desene animate de calitate premium. Asta am vrut. Știu că deviza ta e că creezi animații până fac un milion de oameni mândri de mine. Da. Ceea ce e foarte mișto și te felicit. Dar totuși vorbești cu așa lejeritate, creezi un desen animat. Care eu, de exemplu, când vedeam din exterior tot ceea ce faci și invit pe toți care ne urmăresc să se uite și să te caute pe rețelele de socializare, să vadă cu adevărat care este activitatea și munca ta, stăteam să mă gândesc, băi, totuși, cum reușești să faci desenul ăsta animat? Practic serialul pe care tu îl dezvolți. Toate lucrurile au evoluat, pentru că eu am început de fapt în pandemie, când timpul pe care cu toții l-am avut, că vrem sau că nu vrem să recunoaștem, l-am avut sau am început să-l avem, l-am investit în direcția asta. Am băgat o sumă de bani în niște softuri, în niște tool-uri, în niște cursuri și am început să caut, să sap tot mai tare până când să-mi dau seama... Da, uite, asta e lista cu lucrurile de care am eu nevoie ca să pot să fac un episod de 3 minute. Și am ajuns de la background-uri la personaje, la obiecte, la modul în care ar trebui să interacționeze personajele, la pace-ul, la ritmul, la ritmicitatea în care se schimbă cadrele și am ajuns dintr-una într-alta la atât de multe detalii încât acum un singur personaj de-al meu are undeva la 910 layere. Asta înseamnă 910 imagini care pot fi customizate după un sistem pe care eu l-am gândit. Și practic tu, înainte să le introduci în program toate chestiile astea, trebuie să desenezi personajul? Da, sunt desenate layer cu layer. E absolut incredibil, adică mie mi se pare, mamă, muncă titanică. Ce eu vreau să te întreb, tot așa în pandemie ai avut chestia asta, că domnule vreau să fac desene animate sau pur și simplu aveai altă activitate și ai făcut asta ca un side hustle, să zic așa, nu, ca un hobby? Pasiunea asta și talentul la desen, cred că l-am moștenit. Deci talentul e moștenit în mare parte de la, de la tata și de la bunica din partea lui mama, care i-a și picta când era mai tânără, însă eu niciodată n-am avut latura asta pură a unui artist. Deci eu n-aș fi capabil niciodată să desenez un tablou la care, nu știu, pe care lumea să-l admire într-un muzeu. Eu am fost mereu setat pe partea asta comercială, desenele mele sunt desene tip american. Sunt foarte asemănătoare cu genul american de desene cartoon. Care era desenul tău preferat din copilărie? Îmi plăcea foarte tare Câinele Curaj. Câinele Fricos. Mai îmi plăcea Total Drama. Mai îmi plăcea Clanul Nebunaticilor de Alături. Deci toate astea erau de pe Cartoon Network. Toate de pe Cartoon Network, de aia de aur. Da? Și toate, dacă te gândești, cam au stilul ăsta pe care eu l-am, nu neapărat l-am împrumutat, l-am adaptat la ce cred eu că s-ar potrivi pentru mine. Și dacă ar fi să ne povestești câteva cuvinte despre Idiotic News, pentru că așa se numește practic seria pe care tu o dezvolți pe YouTube și așa mai departe. Acolo a fost un proiect care pare că s-a oprit, dar nu s-a oprit. Idiotic News era în mintea mea o emisiune virtuală cu personaje virtuale de desene animate în care eu să povestesc diverse prostii pe care le-am făcut eu, mai ales în perioada liceului. Har Domnului, am făcut destule, nu știu dacă aș fi în stare să le povestesc pe toate, că unele cred că nu mi-ar face cinste. Dar am încercat să ilustrez prin personajele astea diversi colegi sau situații din școală în care mi s-a părut că ne-am distrat mult prea bine ca lumea să nu afle de chestiile astea. În momentul de față, Idiotic News n-am mai postat de mai bine de un an pe canal. Pentru că am considerat că e momentul să fac o schimbare. Problema cea mai mare cu Idiotic News și cu animațiile în general este că ele iau foarte mult timp. Am început o serie de colaborări cu TikTokeri, cu Cucu. De la Noaptea Târziu am avut o colaborare pe un episod mai lunguț. Problema era că dura undeva la 3 luni un episod din ăsta și era o muncă absolut continuă. Pe care tu o făceai singur. Singur, da. Pe care eu o făceam singur, o muncă
cum să zic, pe mine mă bucura rezultatul, mm-hmm, și îmi plăceam, dădea o satisfacție enormă, însă nu era o chestie care să se poată autosusține în timp, mm-hmm, și atunci de foarte multe ori mi-am pus întrebarea, mă, ce aș putea să fac ca eu să am constanță? Și constanță nu poți să ai decât dacă tu crezi de dinainte și apoi doar utilizezi. Mm-hmm. E, tu ca să crezi de dinainte e ca și cum ai vrea să faci acum un film și n-ai niciun actor. Deci tu trebuie să ai toți actorii pregătiți într-o dubă, deschizi ușa dubei și zici gata, astăzi filmăm. Exact așa trebuie să se întâmple cu animația asta ca să poată să iasă săptămânal. Știu că tot așa povesteai, scuză-mă că te-am întrebat, tot așa povesteai într-un alt podcast, cred că susținut tot online, era atunci, da? Că tu practic ai un Excel cu o grămadă de sheet-uri, de foi pe care tu ți-ai planificat ca un plan de afaceri. Exact, da, da. Planul ăla de afaceri este, mult spus un plan de afaceri, uh-huh, este mai degrabă un plan de bătaie, un plan de luptă cu pașii pe care trebuie să-i am. Eu acasă am și o tablă foarte mare din asta magnetică, uh-huh, unde am o grămadă de checkbox-uri pe care trebuie să le bifez până când voi fi gata. Uh-huh. Acum primesc destul de des încă întrebarea când postez pe YouTube, lumea înțeleg că așteaptă, dar eu vreau să ies cu ceva cu care nu cred că mă va egala un alt canal, mai ales în România, pentru că am depus un efort enorm începând cu decembrie anul trecut. Deci lucrez încă în luna iulie la ceea ce va urma pe YouTube, sper eu, cel mai mare proiect de animație. Acum voiam, următoarea mea întrebare era cât durează să faci un desen animat, dar mi-ai răspuns, bineînțeles, și trebuie să spun că am rămas fără cuvinte, adică n-am crezut, adică știam, mă gândeam cumva în capul meu că e o muncă grea, dar n-am crezut că este atât de grea. Dar ce vreau să te întreb este că te-ai gândit oare să faci o echipă? M-am gândit, am și niște nume în minte pe care nu, okay, le pot da deocamdată, sunt niște persoane cu care mi-ar plăcea enorm să pot să colaborez, mai ales pe partea de poveste. Deci povestea este cea care puțin suferă la mine, uh-huh, nu m-am ocupat deloc de poveste, serialul care, sau serialul, desenele animate care urmează să iasă vor fi construite sub forma unei familii, uh-huh, astfel încât eu să pot să surprind oricând orice fel de relație, relație fică-mamă, relație fică-iubit, relație între un frate mai mare și un frate mai mic, relația cu un animal, relația cu un taximetrist, relația cu un bucătar, cu un vânzător de ziare în piață, astfel încât eu să pot să scot oricând un personaj pentru ceea ce am nevoie pe episodul respectiv. Uh-huh. Dar personajele astea sunt create după un model la care am muncit cel puțin vreo 2 luni în tot timpul ăsta, pentru că eu am nevoie ca aceste personaje să se plieze pe orice tip de poveste. Adică personajul ăsta trebuie să poată să treacă din starea, nu știu, de furie, așa, în starea de extaz dintr-un singur buton. Și de asta sunt toate layerele astea făcute și toate elementele vizuale care se întâmplă acolo. Nu știu, am undeva la 40 ceva de tipuri de guri și fiecare gură este făcută în aproximativ 4 frame-uri. Cum o percepi toată lumea din jurul tău în momentul în care tu le-ai spus practic de proiectul tău? Că tu vrei să faci desene animate? Au râs. Majoritatea, adică n-am fost luat în serios, cred că de 3 oameni am fost luat în serios, de prietena mea în principal, ea a fost cea care a crezut din primul punct în mine, iar în momentul în care am început să scot episoade și să se miște lucrurile, părinții au fost alături, fratele meu, și ulterior a început să apară și publicul care să se uite și să îmi dea curajul necesar pentru a continua. Însă, toată treaba asta a pornit de la o discuție cu Denisa, cu prietena mea, mm-hmm, eram undeva în drum spre, nici nu mai știu de unde veneam, și am zis la Deni că, uite, oare cum ar fi să fac un desen animat, aș găsi 100 de oameni care să-și dea cu părerea dacă, într-adevăr, e ceva de el sau nu e ceva de el. Și de acolo a pornit totul. Știu că, practic, proiectul ăsta venea și povesteai tot așa într-un alt interviu, după ce ați avut deja proiectul cu 7 Minutes Breakfast, practic. Da. Proiectul cu Denisa, cu prietena ta.
Da, proiectul acela era un proiect de vlog în care noi voiam să ne filmăm și să ne expunem felul în care ne construim noi relația, preponderent cu activități funny sau cu replici funny, inserând chiar și mimuri pe locuri. Voiam să fie ceva puțin diferit, însă n-am putut nici acolo să avem constanță, Denisa fiind și ea la medicină dentară. E imposibil să aibă timp pentru așa ceva, mai ales că era nevoie de minute bune și după aia de material de promovare pentru materialul respectiv. Nu avea mereu timpul și nici dispoziția necesară, că dacă era obosită într-o zi, mie mi-e ușor să par că sunt fresh, că stau până la ore târzii noaptea, dar ei era destul de greu să facă lucrul ăsta și atunci am oprit. Și ați renunțat de tot la proiect sau? Inițial am zis că oprim o vreme, după am zis că am vrea să filmăm un episod pe an în care să ne zicem parcursul din anul respectiv. Practic achievement-ul. Da, ar fi fost interesant. Ulterior n-am mai făcut nimic, pentru că m-am luat cu proiectul ăsta cu animația și am zis că merg doar pe asta. Merg doar pe asta. Știu că tu lucrai și la o firmă, practic, de robotică. Nu, lucrez în continuare. Lucrez în continuare, fac automatizări la firma respectivă. Te-ai terminat și aici, de altfel, la automatică și informatică. Am terminat la automatică și informatică, da. Deci am adus în fața voastră un produs al Petru Maiorului, al UMFST-ului, în consecință. Da, am terminat și educație fizică și sport. Da. Da, și după toate astea, desenele au fost până la urmă. Da, desenele, pentru că părerea mea este că fiecare om are la un moment dat în viață un moment în care își permite să stea el cu el și să se întrebe, bă, până acum, e totul real din ce am crezut eu despre parcursul meu, despre viața mea, despre ceea ce vreau să fac cu adevărat? Și deseori răspunsul e nu. Puțini sunt cei care au curaj și au și ambiția necesară sau poate susținerea necesară să își asume un switch sau o întoarcere în timp, pentru că o poți lua și ca o întoarcere în timp dacă iei timpul pe care l-am petrecut în facultate, să zic, la Petru Maior, unde am făcut automatizări, dar acum fac desene care n-au legătura una cu alta sau cu educația fizică și sportul. Nu e o întoarcere în timp, e o formare care, din punctul meu de vedere, e necesară, dar când un asemenea moment apare, trebuie să îmbrățișezi valul și să zici, da mă, asta e, am un alt drum de acum încolo. Cât de greu ți-a fost, practic, să te pui în momentul ăla pe care povestești? Sau ai încercat cumva să zici, nu mă, lasă că e ok și așa, și cumva să ignori gândul ăsta, că totuși poate alt drum? N-am renunțat niciodată. Să cred că se poate. În momentul de față mă mândresc cu niște colaborări foarte faine la nivel de România, cu cifre multe, cu vizualizări multe. Dar le putem și menționa, că știu. Da, este proiectul cu Boier Bibescu, în care a cântat și Nisebi, Mgkapa, cei care sunt pe Val, Petre Ștefan, Florin Salam, Leo de la Cuveit. Deci a fost un proiect care a adunat... De practic tu l-ai făcut animația. Am făcut clipul oficial integral. Știu că are undeva la 7 milioane de vizualizări, da. Da, este un proiect în care m-am implicat ca niciodată, urmând apoi un alt mare proiect, proiectul cu 3 chestii, prietenii mei de la 3 chestii cu care am o relație extraordinară. Și au și serialul pe canal de sau l-aveau la un moment dat? Nu, este doar pe YouTube. Pe YouTube. Da. Deci cu Petronel în principal am o relație extraordinară și pentru ei cred că am dus din nou față de proiectul cu Boieru mai sus nivelul, așa cum și cu proiectul meu care urmează, cred că o să-l duc mai sus decât a fost data trecută. Încerc mereu să aduc ceva nou. Și nu e de neglijat și campania care o ai acum cu Pepsi. Am văzut că și asta este. Da, este o campania de vară cu Pepsi. Fac parte din echipa de influenceri care susțin campania Pepsi Space, locul în care lumea și publicul este încurajat să-și înscrie lucrările pentru a apărea în fața oamenilor cu creații originale și autentice. Ce vreau să te întreb e că în momentul în care mă gândesc că au venit colaborările astea, ai avut, să zic, tot așa, momentul ăla în care ai zis, bă, am reușit? Sau? Nu, dar le-am pregătit.
Deci eu aveam firma deschisă, okay, înainte să vină prima colaborare, deci știam, eram foarte convins că... Era inevitabil asta, că da, cumva eram foarte convins că asta se va întâmpla. Primul meu, primii mei bani făcuți din treaba asta au fost niște ilustrații pentru o firmă care se ocupă cu meniuri digitale. Uh-huh. Primii mei bani pe care am câștigat din treaba asta și cred că am și acum poza în telefon, nu o să șterg vreodată. Momentul zero, cel mai important, cred că moment în care am simțit că ceea ce fac eu are valoare pentru cineva. Mm-hmm. Dacă am vorbit de momentul ăsta în care tu în continuare spui că nu, n-ai momentul ăla în care zici că da, domnule, am reușit. Vreau să fac acum o paralelă legat de momentul în care mă gândesc că poate l-ai avut sau te-ai întâlnit cu el când te-ai pregătit să renunți sau ai avut un bam de ăsta, să zic. Dacă ai trecut prin așa ceva. Da, trec constant prin momente din astea. Ok. E foarte important ca de câte ori apare un moment din ăsta să-ți găsești un mic refugiu sau să vizualizezi o chestie care s-a întâmplat foarte faină în trecut și să-ți amintești că lucrurile alea au venit tot în timp. Deci tu dacă acum ești într-o perioadă în care n-ai contracte sau n-ai niciun rezultat sau cifrele nu cresc pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube... E doar o perioadă. Perioada aia poate fi de o lună, poate fi de un an sau poate fi de 2 ani, dar e doar o perioadă. Sunt convins că e doar o perioadă pentru că, cum să zic, încerc mereu să și de câte ori primesc mesaje de încurajare și susținere în mediul online, răspund cu drag pentru că văd că lumea este apreciată de mine. Uh-huh. Mă apreciază, uh-huh. Cer scuze. Ce mă bucură pe mine cel mai tare e că mă întâlnesc cu copii care cer poze cu mine. Mi se pare așa o chestie... Asta vreau să te întreb, dacă începe deja lumea să te recunoască. Da. Mi se pare o chestie care, nu știu, e cea mai mare bucurie a mea. Deci uh-huh. Dacă poți să-mi faci o bucurie, e să mă întâlnesc acum cu 5, 10, 20 de copii care să zică am dai și mie un sticker, poți să-mi dai și mie, hai să facem o poză. E cea mai mare bucurie, pentru că vezi că lumea... te percepe ca pe un personaj care face ceva care lor le generează bucurie. Mm-hmm. Mă întorc un pic la perioada când ai început tu să, practic, să faci acest proiect și vreau să te întreb, dacă nu erau animațiile, ce ai fi ales să faci? Cred că mă apucam de grădinărit, nu știu. Cred că, ca asta îi ziceam la un moment dat la Denisa, că dacă mâine s-ar lua internetul okay. Și n-am mai avea curent, cred că asta aș face. M-aș apuca de grădinărit. Nu știu, e exact ca și în animații. Să dești și la un moment dat culegi laudele și roadele. E foarte interesant pentru că tu practic vii dintr-o familie în care e predominant către domeniul medical. Și da. Lumea care nu te cunoaște poate zice, bine mă... Cine știe, s-a apucat și asta de desene că n-avea ce face, dar totuși vreau să te întreb, părinții tăi, cât de mult te-au susținut sau nu te-au îndrumat cumva către partea asta? Domnule, du-te la medicină neapărat. Nu, nu m-au, adică m-au îndrumat, evident că m-au îndrumat să mă duc la medicină, însă au acceptat cu o lejeritate, aș zice, o ieșită din comun, faptul că nu vreau să fac chestia asta. Ok. Nu cred că sunt toți părinții medici capabili să accepte lucrul ăsta din partea copiilor lor când îți spuși în fața unei astfel de decizii, care din punctul meu de vedere e o decizie care se ia destul de repede. Tu nu ești pregătit să iei o decizie din asta chiar după ce termina liceu, uh-huh. Părerea mea. Au acceptat, m-am dus într-o direcție care... Deocamdată nu s-a concretizat nimic, adică cele două facultăți pe care le-am făcut, deocamdată nu fac parte din activitatea mea de zi cu zi, okay. Deși nu e sigur că nu vor face, uh-huh. Pentru că pasiunea mea, cel puțin pentru sport, este în continuare la fel de puternică ca și în momentul în care m-am apucat de facultate. Au acceptat, m-au susținut cu treaba asta și în continuare mă susțin și îți bucuros și ei când văd rezultatele. Cred că asta e cel mai important lucru pentru că nu odată mi s-a întâmplat să întâlnesc oameni care tot așa, din premisa că mama și tata au zis băi, du-te la medicină sau băi, neapărat să faci doctor, avocat sau ceva de genul ăsta în domeniile astea care cel puțin în România îți văzuți așa, cam top of the mountain, uh-huh. Știi? Și cumva cred că e o problemă că mulți nu acceptă că, domnule,
se poate trăi și din altceva. Se poate, dacă chiar îți dorești cu adevărat, din orice meserie poți să faci ceva. Chiar aveam și eu o discuție cu prietena mea și am mai zis odată într-un podcast. Mi se pare foarte interesant pentru că dacă stai și să analizezi, din orice meserie poți salva o viață. Și acum toată lumea să zică, bine mă, păi și de exemplu, nu știu, omul de la gunoierul sau omul care lucrează la salubritate, cu ce mă salvează pe mine? Păi uite-te că, de exemplu, dacă este un morman de gunoi foarte mare în orașul tău și nu vede un copil, de exemplu, că, sau nu vede un șofer, de altfel, că este o trecere de pietoni astupată de mormanul ăla de gunoi, poate să treacă oricând un copil să-l lovești. Da. Deci fiecare are rolul lui într-un puzzle foarte mare și asta mi se pare important de înțeles la finalul zilei, știi? Da. Corect. Acum, vis-a-vis de partea asta de animații, lumea și de partea asta de online, aș zice, încă lumea nu înțelege că asta este deja o meserie. Mm-hmm. A fi creator de conținut în ziua de astăzi este o meserie, a crea conținut este o activitate care pare mult mai ușoară din exterior și cine nu creează conținut constant nu prea poate să înțeleagă. De asta recomand tuturor celor care judecă persoanele care trăiesc din online să încerce o lună să creeze conținut, poate nu neapărat zi de zi, dar săptămânal, care să genereze audiență. Nu e ușor, nu ți iese nici, nu are cum să îți garanteze cineva că îți va ieși mereu, dar trebuie să încerci. Deci este o economie care, din punctul meu de vedere, este în continuă creștere, mai ales cu decăderea interesului nostru, al generației noastre, către partea de TV. Mm-hmm. Nu știu câți dintre noi ne mai uităm la TV, toți ne uităm pe net. De ce? Pentru că pe net te uiți când vrei, ai oprit, te duci la sală, ai mâncat, te duci la întâlnire, ai venit acasă, continui de unde ai rămas. Cred că e mai important că te uiți nu doar când vrei, ci te uiți și la ce vrei. La ce vrei tu, exact. Când vrei tu, exact. Iarăși, ce vreau să te întreb, e faptul cu prietenii, cu anturajul tău, de exemplu, te-au susținut în treaba asta? Sau mulți au zis, bă, bine, faci tu desenele astea și după aia, de exemplu, când au văzut că, bă, stai un pic, că rare și chiar are rezultate, adică... Deci eu cum la un moment dat când i-am zis cuiva că cer o anumită sumă pentru o caricatură, a început să râdă, știi? Du-te, mă, cu desenele astea. Deci lumea e destul de reticentă vis-a-vis de treaba asta pentru că nu înțelege faptul că e o industrie în creștere. Deci asta e principala barieră. Uh-huh. Nu e văzută ca o activitate serioasă doar pentru că e o activitate care generează entertainment. Dar așa cum emisiunile de la TV generează entertainment și produc bani, exact așa este și activitatea asta. Te așteptai cumva să fii mai promovat, de exemplu, pe plan local pentru ceea ce faci? Pentru că mie, din nou, mi se pare wow, adică ești un om din Târgu Mureș care face desene și ești un om care le face foarte bine, poate pe plan național, printre, nu știu dacă sunt 5 care fac animații cum le faci tu, nu cunosc așa de bine industria, poate tu să-mi spui, dar, oricum, man... Mulțumesc frumos pentru apreciere, nu m-am așteptat și nu mă aștept în continuare. Dorința mea a fost de la bun început să atrag lângă mine doar oameni care cred nativ în treaba asta. Adică n-am vrut niciodată să te conving pe tine, Radu, că ceea ce fac eu e fain. Dacă tu consideri că nu e fain, poți n-am o problemă. Uh-huh. Ai toată libertatea din partea mea să mă consideri unul dintre cei care mai desenează. Uh-huh. Însă nu m-am așteptat, nu mă aștept. Dar când apare o oportunitate de genul ăsta, mă bucur și răspund afirmativ întotdeauna. Cât de mult contează să susții oamenii la început de drum? Contează pentru cei care sunt predispuși să renunțe rapid. În marea majoritate a cazurilor, când un tânăr sau un copil chiar vine cu o propunere îndrăzneață pe care cei care... mai să zicem mai trecut prin viață, nu înțeleg. E foarte greu să convingi un adult că ceea ce faci tu va avea rezultate. Și e foarte adevărat că el n-ar trebui să te susțină cu toată puterea lui de la început, pentru că tu n-ai demonstrat nimic. E de datoria ta ca tu să spargi primele straturi, ca apoi să vină să te mai împingă și el de la spate și să zică, hai că mergem împreună mai departe. Mm-hmm. Adică eu consider că
primele straturi tu trebuie să le spargi și să deslușești de fapt care-i punctul în care poți prin care poți să intri în industrie. Mm-hmm. Este rar și Molnar un copil care încă copilărește. Este, știu că da. Denisa folosea afirmația asta. Da, da, da. Sunt, de exemplu, de câte ori mă duc cu Denisa într-un magazin de jucării, cred că aș putea să petrec acolo, nu, poate nu o oră, dar 10 de minute în care să mă uit între rafturi, să mă bucur. Sunt un împătimit al seturilor Lego, am seturi, am cred că 10 de seturi de Lego acasă. Mm-hmm. Îmi plac și mi-au plăcut dintotdeauna jucăriile, mai ales cele care fac parte din, aș zice, din ansamblul ăsta al orașului. Mm-hmm. Dintotdeauna mi-au plăcut să construiesc orașe, să dispun clădiri, să atribui meserii diverselor figurine. Asta mi-a plăcut dintotdeauna și nu știu. Cred că te-ai ajutat și acum cu desenurile. Da, da, da. Da. Acum a devenit, aș zice, chiar un defect, pentru că de câte ori mă duc într-un punct din ăsta cu multe persoane, direct încerc să atribui câte un personaj oamenilor pe care, vă uite, ăsta s-ar încadra în tipologia aia, ce tare ar fi să fac un personaj cu treaba aia. Uh-huh. Uh-huh. Care a fost cel mai jos punct al vieții tale de până acum, în sensul în care, dacă ai avut un punct de ăla, care crezi că, bă, nu mă mai ridic de aici, adică... Păi punctul în care am terminat facultatea, pentru că știam că nu aș vrea să o iau pe niciunul dintre cele două drumuri, în același timp nu voiam nici să mă angajez, în același timp nu știam ce aș putea să fac, în același timp n-aveam o idee clară asupra, hai să zic, pasiunii sau pasiunilor pe care le am și a durat. Aș zice mai bine de un an jumate, în care chiar am suferit din punctul ăsta de vedere, dar era o suferință necesară pentru am redescoperi pasiunea asta. Practic anul ăla, tu cumva trebuie să te descoperi pe tine, nu? Da. Să vezi, băi, pentru ce ești bun? Mă gândesc că ți-ai pus și o grămadă de întrebări, cum spuneai anterior. Da. În care, nu știu, vreau acum să scot în evidență dacă este cineva care trece în momentul ăsta printr-un moment similar cu acel de care tu povesteai, ce sfat ai avea pentru el? Acum, Radu, eu în general nu dau sfaturi. Ok. Eu în general povestesc ce a funcționat la mine. Ok. În speranța că va funcționa și la alții, deși nu poate garanta nimeni chestia asta. Mm-hmm. La mine ce a funcționat a fost un sfat pe care l-am primit din partea domnului profesor German de okay. la Petru Maior în vremea aia, în care am participat la un curs și ne-a zis: băi băieți, eu vă zic un lucru, voi veți rămâne după facultatea asta doar cu ceea ce faceți între cursuri. Mm-hmm. Și ăla a fost un moment în care eu m-am speriat, adică m-am speriat rău de tot, și ăla a fost momentul de fapt în care am format și echipa cu cei doi foști colegi de mei de facultate. M-am speriat pentru că știam că se apropie un final al vieții de student și trebuie să se întâmple altceva. Mm-hmm. Și nu știam ce se poate întâmpla. Și atunci ne-am afundat într-o muncă din asta de chinez, mm-hmm. de robotică, în care făceam roboți, am început să participăm la concursuri, am început să avem și rezultate, deși nici atunci nimeni nu ne dădea nicio șansă. Am mers pe la Sibiu, am mers pe la concursuri locale, deci a fost o activitate care s-a concretizat într-o lecție, aș zice, prin care noi am învățat ce înseamnă munca zilnică. Mm-hmm. Constantă, și ce poate să ne dea constanța asta în timp. Și practic, de ce nu mai funcționează încă proiectul? Proiectul n-a mai funcționat din mai multe considerente, fiecare cumva a luat-o pe un alt drum, okay. Fiecare are alte priorități, alte responsabilități, probabil alte probleme, și atunci fiecare, am preluat eu firma, mm-hmm. Am început să mut întreaga activitate a firmei doar pe animații și am început să mă promovez, mm-hmm. drept un creator de animații care va face România mândră prin creațiile sale. Și o să reușesc la un moment dat chestia asta, lumea încă
mai face glume prin comentarii, mai ales pe TikTok, pe Insta, mă mai întreabă, zi mai, ai făcut milion? Nu, dar o să-l fac. Sunt foarte convins că o să-l fac, mai ales că în România nu există încă și nu știu dacă vor exista în viitorul apropiat atât de mulți competitori în industria asta care să poată să oprească ceea ce am pornit eu acum mai bine de jumătate de an. Uh-huh. Sunt foarte încrezător și sper să iasă. Să știi că cred că ăsta e primul pas. Ceea ce e de apreciat la tine e că ai încredere în tine și nu poate decât să ți iasă până la urmă. Adică am impresia că e ca la fotbal, că tot povesteam de fotbal înainte. Cu cât mergi mai mult la antrenamente și cu cât exersezi mai mult, n-are cum la un moment dat să nu-ți iasă. Da, da, da. Uite, îți dau un exemplu apropo de fotbal. Când mă mai duc la fotbal și încerc vreo execuție din asta așa mai sefe, în care nu-mi iese aproape niciodată, știi? Mai râd unii și alții de mine și zic, bă, astea ție n-au cum să-ți iasă. Păi nu, dar dacă n-au încercat, da. Zic, stai liniștit că dacă mai încerc de 300 de ori, la un moment dat o să-mi iasă și o să-mi zici, bă, chiar ești bun, dar eu nu-s bun, doar am încercat. Da. Din nou. Fac o trecere acum la perioada copilăriei și la perioada de liceu, la care tu ai spus că ai fost, hai să zic așa, un copil problemă, dacă pot să spun, sau ai trecut prin multe întâmplări. Da. Care ar fi perioada de care ți-amintești mai mult? Nu e doar perioada de liceu, okay. Săraca mama și tata, dar mai ales mama, care i-a participat la majoritatea ședințelor, deci mama săraca avea, cred că, întâlnire zilnică cu învățătoarea mea, pentru că eu asta am căutat în școală, să-mi animez ziua, mă plictiseam de minune, nu-mi plăcea, nu mă regăseam nicicum în niciun fel de grup și atunci căutam să fac o prostie care în ziua aia îmi va oferi mie o oarecare satisfacție. Acum, prostiile astea erau variate, depindea de ziua în care sunt, depindea de ce materiale dispuneam în clasă. Uneori erau prostii legate de, nu știu, de exemplu, îmi plăcea foarte tare să râd împreună cu un fost coleg de liceu și o doamnă laborantă să ne creadă chiar bătuți în cap. Okay. Trebuia să ducem televizorul ca să ne uităm la ora de biologie la ceva documentar. Și televizorul ăla era cu diagonală destul de mare. Și noi i-am zis doamnei că n-are cum să încapă televizorul în sala de clasă, că e mult mai lat decât ușa. Știi? Și prostii de genul ăsta în care ea zicea, păi da, mă, dar intrați invers cu ea. Da, da. Și noi ziceam, no, asta, dar nu ne-am gândit la chestia asta, știi? Deci prostii de genul ăsta care pentru mine erau foarte importante în ziua aia. Știu că relata maică ta într-o postare pe Facebook, chiar de ziua ta, o întâmplare de la grădiniță cu un tort albastru. Nu știu. Un tort albastru? Că avea un coleg de-al tău ziua de naștere. A, da, cu coloranți. Da. Da, da. Mama fiind stomatolog, mereu mi-a zis să am grijă cu ceea ce beau și ceea ce mănânc. Pentru că multe dintre sucuri și dintre prăjituri conțin coloranți. Eu nu eram obișnuit cu astfel de torturi. La noi torturile erau cu frișcă și cu ciocolată. Și cam aia era, pentru că nu, nici nu-mi plăceau. Okay. Deci nici nu pofteam să mănânc o felie din tortul ăla. Și când am văzut tortul ăla albastru, am zis că nu mănânc așa ceva, că e plin de coloranți. Evident că toți au jignit și... Săracul copil cu ei ca da, săracul copil a avut o zi de naștere stricată și cred că m-am răspuns din nou pentru ce am zis eu. Dar, na, aia am gândit, aia am zis. Și dacă ar fi să faci acum iarăși așa o buclă în timp, care ar fi prima amintire care îți vine în minte când te gândești la copilărie? Prima amintire plăcută? Oricare amintire. Cred că cea mai importantă amintire e una legată cu bunica din partea lui mama, cu bunica Viorica. Când am ieșit la un moment dat în parc, atunci se introducese legea aia cu obligativitatea celor care au câine să le pună botniță dacă ei sunt periculoși. Domnul era foarte reticent vis-a-vis de legea asta, că asta e o porcărie, că îmi chinui animalul. Eu, evident, alergând pe acolo de nebun prin parc, câinele s-au apucat să le alerge după mine. Și era un câine foarte mare, sau cel puțin așa în mintea mea în momentul ăsta, că era mult mai înalt decât mine câinele ăla. Și de atunci am rămas cu
o frică peste care nu mai pot să trec. Cred că nici nu o să pot să trec vreodată, frica de câini. Da. Eu dacă acum văd un câine, trec strada. Sau mă închid în... sau mai stau. Știi? Asta da. E o întâmplare neplăcută. O întâmplare plăcută, cred că aș numi o perioadă plăcută. Okay. Perioada în care ieșeam după școală cu bicicletele, ne strângeam aici în parc, în Cornișa, la Parcul Tineretului. Mm-hmm. Copii, ne jucam fotbal, nici nu conta câți erau într-o echipă, unii nici nu știau în ce echipă erau, alergau toți după minge și era o distracție extraordinară. Cred că era inocența aia pe care nu știu dacă o mai poți reproduce acum în ziua de astăzi cu ceva, și nu zic neapărat fizic, dar zic legat de generațiile care sunt acum, adică noi eram cumva conectați la ce se întâmplă acolo, nu aveam o distragere cum erau acum telefon și așa, mă zice și legarea aia bătrâni cum era pe vremea noastră, dar nu știu, știu că în clasa a patra am avut prima dată un Sony Ericsson cu taste, ce era taste, bun, Sony, da, Ericsson. Ne înregistram, de exemplu, melodiile de la Puia, puneam la reportofon și puneam înregistrare pe recorder acolo ca să avem și noi sonerie la telefon. Să ai seama că suna telefon afară Puia, da, undeva în Balcan, undeva erai? În Balcan, da, era. Am o amintire, eram la Europa. În 1-4 știu că un prieten atunci așa, nu știu, a adus cineva un telefon cu touchscreen, foarte șmecher. Tot așa, tipul avea Bluetooth la telefon și avea melodii, mamă, Beauty Mafia, ce era atunci în vogă. Știi, și știi, eram eu cu el și cu încă o fată, eram trei colegi de ăștia care ne plimbam toată pauza, făceam așa de jur împrejur curții și ascultam Beauty Mafia, eram, mamă, ce șmecher. Erați gangsteri. Da, ne chemau ăia, băi, nu vă jucați și voi, nu, ascultăm muzică, bine. Da. Vreau să-mi spui un pic, tu de ce ai avut media nouă la religie? A, asta e o poveste care s-a încheiat fericit, deși media aia a rămas așa în continuare. Okay. Eram la oră, profesorul nu mă plăcea. Okay. Asta era clar. Deci nu mă plăcea, dar nu știu, sau intuiesc care ar fi motivul, dar n-aș vrea să-l zic. Ok. El nu mă suporta și eu nu eram atent, de obicei nu eram atent, deși aveam note bune la școală, nu îmi plăcea, deci nu, de-abia așteptam să plec. Nu eram atent, mă mai râdeam, mă mai fuțiam pe acolo prin bancă cu un coleg, la un moment dat zice, tu, citește. Eu bar n-aveam unde citeam noi, la ce alineat eram și am început să citesc unde credeam eu că am fi. Și eu zis, nu. Nu acolo suntem. Și mi-a trecut un 7. Acum un 7 la religie, având în vedere că luai maxim 2 note pe semestru, era echivalent cu media stricată. Și cam asta a fost. Iar mi s-a părut foarte interesant că ai șeruit tot așa pe Facebook, că inclusiv taică-to a fost la un moment dat, cred că alături de maică-ta, într-o biserică și s-a dezbătut chestia asta cu avorturile, dacă bine țin minte. Dacă nu mă înșel. Posibil, poate mai veche postarea. Da, cred că e mai veche postarea. Dar oricum mi s-a părut foarte interesant că povestea de acolo în postarea respectivă, cum e percepția asta, domnule, legată de avortul, știi? Și cum încă e la noi debate-ul ăsta, e ok, nu e ok. Și mi s-a părut foarte interesant și felicit și parohia care a organizat treaba asta, pentru că am văzut că era acel articol făcut. L-o chema pe taică-to, care practic e ginecolog. Da. Și dezbăteau acolo tematica asta și am zis, wow. Mamă, în România se întâmplă așa ceva. Mi-a rămas mască. Da. Știu că tot atunci povestea și de treaba asta cu media stricată la religie și de acolo, de da. Acolo am putut. Aș zice că acolo era punctul cu avorturile, care nici măcar nu era adevărat și nu era susținut de nicio altă dovadă care să și dacă ar fi fost adevărat. Tot nu era fair să am eu 7 că nu știm unde citim. Crezi că cumva e o problemă la noi cu învățământul, în sensul în care profesorile cumva le taie aripile la elevi încă din clasele primare sau mereu este copilul ăla la care, mă, poate face și altceva, dar profesorii poate îi scad nota sau îl scot la tablă că o lipsi la oră, cu toate că poate copilul ăla mergea la un sport sau făcea ceva de performanță. Nu știu dacă există neapărat o problemă din partea profesorilor, mai degrabă, din punctul meu de vedere, problema este pe nișarea activității elevului în cadrul școlii, pentru că la noi problema, sau nu neapărat la noi, la nivel general vorbesc acum, cea mai mare problemă este faptul că ție ți se cere să fii bun la toate.
ei, asta e o mare tâmpenie, pentru că tu dacă vei fi bun la toate și chiar dacă vei avea note extrem de bune la toate, tu nu vei fi de fapt bun la toate, tu vei fi un tip care și-a dedicat suficient timp cât să obțină niște note mari la niște teste. Acum, unul dintre principalele motive pentru care eu nu m-am regăsit în școală și nu cred că o să mă regăsesc vreodată, este faptul că niciodată n-am putut să învăț ceva. Dacă nu ai vrut? Nu. Dacă n-am fost curios. Ok. Eu și în momentul de față, dacă deschid o carte, nu citesc un capitol, citesc un paragraf, citesc o secvență, citesc un articol de pe net, deci citesc strict ce mă interesează și cred că mi s-ar potrivi în domeniul pe care l-am. De exemplu, sunt o grămadă de articole scrise de diversi tipi, pe Medium, pe alte medii, în care povestesc despre diverse chestii. Intru, citesc paragraful, am ieșit, am încheiat. Deci am fost mereu un tip care să învețe când e curios. Asta e problema. Nu ai cum să fii curios la toate materiile și părinții ar trebui să înțeleagă chestia asta, că e absolut normal să fii bun la 2-3 materii și la restul să fii ok să fii de 7. Să fie ok să nu fii bun la matematică dacă tu scrii pe sub bancă poezii. Da. Să fie ok chestia asta. Asta chiar e o chestie ce trebuie cumva să ne impunem în mentalitatea noastră, pentru că nu s-a întâmplat odată să fie copii care efectiv au intrat în depresie doar de la presiunea pe care se punea pe ei de acasă. Dom'le, dacă nu ai 10 la toate, da, sau ajungi pe stradă. Dar colegul tău, Radu, cât o a avut la examen? 7. Păi și tu cum ai avut 6? Păi el e altfel. El, nu știu, el e bun la, habar n-am, la literatură. Eu sunt bun la fizică. Noi nu suntem la fel. Că ne înțelegem, e ok, dar n-avem cum să avem aceleași interese. Dar și ține și foarte mult de tine ca și persoană. Pentru că, uite, de exemplu, pe unele persoane, comparațiile astea cu cei din jur, îi motivează și spun, ok, da, rare și mai bun ca mine. No, mă pun acum 2 săptămâni și își pun ei un obiectiv că, bă, trebuie să te întreacă pe tine. Știi, sau sunt alții care, din comparațiile astea, au dau în cealaltă extreme. Intră în depresii, cum am spus, își caută, de exemplu, scăparea în alte chestii, în vicii, în tot felul de anturaje. Și cred că și aici trebuie lucrat. Adică, cumva, și generațiile devin tot mai sensibile, dar și noi ca și, să zicem, viitor părinți sau părinți, oameni care se uită la noi și au pe cineva de genul ăsta, puțin trebuie cu mai multă grijă să-i acorzi niște sfaturi sau să nu dai așa în el dacă ia o notă proastă. Da, aici ar mai fi și încă 2 direcții. Oricum, ar fi imposibil pentru școală să țină pasul cu ce se întâmplă afară. Deci asta ar fi imposibil, ar necesita o investiție continuă în sistem ca lucrurile să fie exact cum se întâmplă, nu știu, te pregătești în facultate în domeniul ingineriei și ai intrat într-o fabrică și tu știi deja că ai învățat în fabrică. E imposibil să faci chestia asta și n-ar fi deloc o chestie ok din punctul meu de vedere. Școala oricum e percepută ca în momentul de față să te formeze. Ea nu te formează. Ea îți arată niște direcții, niște opțiuni pe care tu le poți avea în vedere sau nu. Adică pot fi niște direcții mai nișate, mai specifice sau mai vagi. Ele, dacă sunt niște direcții care nu ți oferă ție claritate, dar tu ai curiozitatea necesară de a săpa mai adânc acolo, deja te ajută școala. Că dacă tu nu aflai de domeniul ăla, n-ajungeai la punctul care pe tine te trigăruiește. Deci, practic, primul pas ar fi să fii curios. Primul pas ar fi să fii curios. Și al doilea pas e să înțelegi că dacă nu-i de tine, n-ar trebui să mai insiști. Exact cum eu am acceptat foarte greu că nu-i de mine fotbalul. Adică eu oricât aș fi mers la antrenamente, și eram foarte frustrat că eu mergeam la toate antrenamentele, deși eram la Unirea și colegii mei de la LPS lipseau câte 3 antrenamente pe săptămână, ei erau titulari. Dar erau mai buni. Și mi-era foarte greu să accept că el e mai bun, cu toate că eu sunt mai serios. Și atunci tu trebuie să accepti lucrul ăsta. Nu-i pentru tine. E și o greșeală pe care o fac părinții. În momentul în care ai un copil care vezi că are o inclinație către un anumit sport, dar tu ești fixat că e băiat, trebuie să facă fotbal, dar el ar fi foarte bun tenismen,
Ar trebui să accepți chestia asta. Da, uite, tot așa, legat de fotbal, pot să empatizez cu povestea ta, în sensul în care și eu aveam colegi, de exemplu, păi, părinții nici cum nu voiau să accepte că băiatul ăla nu ajunge fotbalist. Adică îl forțau, se vedea clar că copilul nu vrea să facă chestia asta, sau, de exemplu, era supra-solicitat și antrenorul de cerințele părinții. Domnule, trebuie băgat titular, neapărat, nu știu ce, făceau pe naiba în patru numai ca să joace copilul ăla, știi? Copilul greșea o pasă, mamă, se striga din tribune. Îl puneau pe copil la flotări în timpul meciului pentru că greșea o pasă. Dar cum poți să-i spui tu copilului ăla că, domnule, poate ar trebui să te uiți către altceva? Păi da, dar oricum primul pas ar fi ca tu să-ți dai seama. Da. Și apoi părintele să te susțină, că degeaba părintele zice hai să mergem către tenis, dar tu ești fixat în continuare că vei fi următorul Neymar. E puțin cam greu și pentru părinte să zică, dar hai totuși să mergem către domn profesor ca să te inițiezi în tenis. Tu dacă nu ești dispus să guști, n-ai de unde să... Pofta vine mâncând. Da, exact. Dacă ar fi să îmbunătățești ceva, și acum e ultima întrebare pe partea asta de învățământ în România. Dacă ar fi, de exemplu, să faci, uite, că tot vorbim de animații, să faci școala ta, în viziunea ta, cum ar fi? Pe ce s-ar axa mai mult? Pe proiecte. Ok. Pe proiecte pe care tu oricum nu le-ai găsi online. Proiectele pe care le facem noi acum în școală, în facultăți, sunt niște copy-paste-uri, știe toată lumea asta, nu ne ascundem. Ok. Proiecte de lungă durată, poate proiecte de un semestru sau de câteva luni, în care tu să duci din faza de planificare în faza de produs final ceva. Poate un studiu, poate o animație, poate un film, poate, nu știu, o analiză de ceva, foarte aplicat și pe interesul tău. Adică, cred că aceste proiecte ar trebui să aibă loc în urma unei discuții one-on-one cu elevul, în care să-l întrebi, uite, ție ce-ți place să faci? Păi eu sunt pasionat de autostrăzi. Hai să faci o analiză cu cum ar trebui să reordonăm toate drumurile din Târgu Mureș, astfel încât distanțele între punctele principale să fie minime. N-ai găsit așa ceva pe net, n-ai avea de unde să te inspiri. Și ai stimulat creativitatea. Și ai stimulat lui creativitatea pe interesul lui. Da. Tot așa mi se pare foarte, foarte ciudat. Adică, ok, învățăm operele la română, ne ajută într-adevăr mai mult sau mai puțin în viață, ca să nu zic aproape deloc. Cumva îți dezvoltă capacitatea de a toci niște chestii pe care după ce ai dat bacul, te duci o săptămână la Costinești, vii acasă. Absolut. Sau dormi bine într-o noapte și da, eu am zis totuși să fiu mai blând. Dar da. Da. Numai bine vorbești cu, cum ai spus și tu, vorbești cu elevul, studentul, că dacă o aplicăm și pentru facultate, încerci să-i dezvolți creativitatea prin chestii pe care nu le poate găsi pe internet. Uite, noi, de exemplu, la Papiu... Sau le poate găsi, dar parțial. Da, noi, de exemplu, la Papiu aveam educația antreprenorială. Foarte mișto mi se părea chestia, mai ales că îmi place să mă consider un pasionat al antreprenoriatului prin activitățile pe care le desfășor. Și mi se părea, mamă, asta se întâmplă în România, zic, chiar o să învățăm acum să ne facem firme și așa mai departe. Și da, într-adevăr, a fost un opțional, o materie în clasa 10-a la care trebuia să ne facem o campanie de marketing, trebuia să facem o reclamă, trebuia să ne dăm fiecare, eram 5 în echipă, tu faci tascola, tu faci tascola, eu fac asta. Și cumva să gestionezi o echipă, aia mi s-a părut o chestie mișto. Păi de asta e și reținut în proiectul ăsta și materia asta. Da. Peste care, dacă era o teorie din aia pură în care te puneau să înveți codurile KN, ai fi zis... Bine că am scăpat. Da. Tocmai de asta ai reținut și ți-a plăcut. O altă întâmplare ce pot să povestesc acum legat de ce discutam noi, legat de, uite, am avut ore de matematică, făceam fotbal. Și în clasa 12-a era la noi chestia că ești la tablă pe bancă. Practic, tu ești, stai în banca întâi, tu ești primul la bancă. Și așa, în ordine, ieșeam toți. Da. Mă duc la tablă, nu știu ce, îmi dă doamna profesor o integrală, nu reușesc să o rezolv, sau mă rog, nu am fost niciodată, matematica pentru mine a fost așa, eram eu și matematica, plecam în două direcții opuse. Da, cumva ajung la un rezultat și pățesc să fac un calcul gen, nu știu, l-am
calcul final 3 ori 2, am zis că e 9 în loc de 6. Da. Bineînțeles. Dezastru pe pământ. Că cum poți să faci așa ceva? Că în clasa 12, că nu știu ce. Că nu aia m-ar fi deranjat mai tare, m-ar fi deranjat faptul că mi s-a spus după că, bineînțeles, după ce a început să râde toată clasa, că la noi e o chestie așa, dacă greșește unul ceva, ha. De-aia ți-i și frică să pui întrebări, că toți ți se spune de acasă, bă, dacă nu știi ceva, întreabă. Și tu ai o reținere să întreb, că bă, râde ăla și ăsta al de mine. Și nu m-ar fi deranjat neapărat chestia asta, cât m-a deranjat faptul că mi s-a spus că, vezi, Radu, dacă nu merge la fotbal pe Maidan, știai și tu cât e 3x2. În momentul ăla eu am lăsat creta la tablă, m-am dus în bancă și am spus, eu cât trăiesc, eu nu o să învăț niciodată integrale. Încă o secință, am dat bacul ulterior, am luat 7 și 15 în bac la matematică, pentru că eu nu am rezolvat subiectul 3 deloc. Am înțeles. Ce ai avut felul tău de a te revolta? Da, pe sistem, asta. Dar era ca și o, nu știu, ca și un semn de exclamare legat de haide totuși să fim mai blânzi și să nu judecăm așa un om dacă nu știe. Poate eu ajungeam fotbalist. Da. Și ar fi plătit bilet să te vadă. Da. Și ziceai, nu intrați. Nu. Că dumneavoastră nu înțelegeți fotbal. Da. Lumesc. Drumul tău nu e drumul turmei. Tot așa mai spunea Denisa și acum am să încep un subiect pe care vreau să mi-l detaliez, în sensul în care e relația ta cu prietena ta, pentru că văd cât de mult te susține. Văd și după ce te-am stocărit acum, ți-am zis și înainte de emisiune că mi-am făcut research-ul. Mama, am zis, asta e o relație faină. Și avem o relație specială care durează de ani de zile. Denisa a fost un susținător al meu încă din punctul zero și asta a contat pentru mine enorm, mai ales în ideea în care am avut mereu în minte ideea asta că partenerul meu de viață ar vrea să mă susțină și de relații, partenerul meu în relații, să mă susțină încă de când nu e nimic. Pentru că asta spune multe, dacă te susține când nu-i nimic, va avea dreptul și bucuria și plăcerea, la fel ca și mine, să se bucure când va fi ceva. Mm-hmm. Asta vine atât din punctul meu de vedere, cât și din punctul ei de vedere, deci e o chestie care se intersectează. Avem o relație foarte faină în care ea înțelege care e drumul meu, eu o susțin și o ajut atât cât pot în parcursul ei în facultate. N-am decât cuvinte de laudă, n-avem certuri, n-avem, e o relație care merge perfect pentru că am înțeles fiecare nevoile celuilalt, dar suntem și foarte apropiați ca stil. Adică ce nu-mi place mie, nu-i place nici ei. Okay. Și ce-mi place mie, îi place și ei. Acum, evident că există 2, 3, 4, 5 lucruri pe care eu nu le fac, dar le face. Și suntem fiecare, sau invers, suntem fiecare perfect de acord cu lucrurile astea și nu ne încurcă în vreun fel. Pentru că eu dacă, nu știu, îmi place să ascult podcasturi sau îmi place să desenez în timpul ăla, ea face o activitate care îi place ei mai mult. Da, și a fost foarte fain că s-a implicat și ea cu proiectul vostru comun, cu 7 Minutes Breakfast, care cu toate că l-ați pus pe hold, mie mi se pare că v-a ajutat și mai ales și pe tine te-a ajutat foarte mult în dezvoltarea ulterioară a animațiilor. Corect, da. Da, atunci am învățat să editez, atunci am făcut primele cadre, atunci am început să înțeleg ce înseamnă un cut, ce înseamnă o inserare, cum pui sunetul, cum te înregistrezi, cum ai grijă să nu se termine bateria de la cameră, lucruri basic, da. Cât de mult contează, de exemplu, ok, asta ca relație să te susține e ok, dar mă refer aici tu pe tine să te faci mândru cu ceea ce faci. Păi tu pe tine nu știu dacă te poți face mândru vreodată, pentru că e normal și e natura noastră să visăm mereu la mai mult. Okay. Ideea e să fii mândru în fiecare moment, adică astăzi sunt mândru de ce am reușit, poate peste 6 luni voi fi și mai mândru pentru că am mai reușit un proiect în plus sau am început animațiile sau am început un alt proiect la care am visat. Deci ar trebui să fii mândru constant și niciodată suficient de mândru ca tu să poți să îți îmbunătățești lucrurile astea în timp.
Acum, mândria asta evident e dată și de rezultate, că n-ai cum să fii mândru dacă n-ai niciun rezultat, că nu e nimic care să te susțină în călătoria asta. Dar dacă sunt rezultate, dacă lumea e cu tine și nu neapărat cifrele cresc cât notorietatea sau aprecierea oamenilor, eu zic că e un motiv să fii mândru. Deci tu acum, sau hai să reformulez altfel, Rareș mic este mândru acum de Rareș mare? Este mândru pentru că și-a, în primul rând pentru că și-a adus aminte de o pasiune pe care o avea de mic, cea de a desena. Uite că vorbeam înainte de școală, școala a fost, cred că, principalul motiv pentru care eu am uitat că știu să desenez. Adică eu nu desenasem până cu 2 ani jumate, cred că din perioada, poate, a gimnaziului. Mm-hmm. Nu desenasem, sau desenasem, dar așa, sporadic, câte un desen, un final de caiet de fizică, ne așteptam să vină pauza. Deci astea erau desenele mele. Nu aveam un proiect de bandă desenată sau ceva. Și mi-am adus aminte de lucrul ăsta, nu știu cum. Cred că a fost, nu știu, m-a ajutat Dumnezeu să-mi dau seama de lucrurile astea, pentru că, nu știu, cred că s-a simțit că îmi doresc atât de mult să ies de pe făgașul ăla comun, după cum ziceai că nu stau în turmă, încât, nu știu, aveam o sete atât de mare să fac ceva notabil până când am găsit. Mm-hmm. Cel puțin drumul. Da. Oricum, trebuie menționat faptul că tu ai 30.000 de abonați momentan pe YouTube, da. Ai undeva la 1,7 milioane de aprecieri pe TikTok, da. Ceea ce eu au. Da. Adică, da. Fără un plan bine pus la punct, fără o dorință, cred, în primul rând, și fără a-ți asuma un risc, cum ai spus și tu, după 2 facultăți terminate și în continuare nu te regăseai pe nișa pe care tu ți-o doreai, trebuie să-i dăm Cezarului ceea ce merită. Da, da, mă bucur că mă apreciezi, mă bucur și pentru toți cei care sunt acolo cu mine și au decis să mă susțină. Și cei 30.000 care sunt acum pe YouTube, sunt convins că o să-i fac mândri. Sunt între primii 30.000 care vor fi mândri de... Și o să zică că am fost acolo la 30.000 de abonați. Da, oricum am niște screenshot-uri foarte incisive din partea unor care mă compară cu diversi alți creatori de conținut. Și aștept să ajung la cel milion, pentru că voi face un videoclip special în care, și dacă o să șteargă comentariile, eu le am în continuare salvate, mi sunt în arhivă, am și backup la ele. Cumva, care e relația ta cu haterii? Cu haterii răspund cu atâta, nu neapărat bătaie de joc, dar cu mișto. Uh-huh. De exemplu, am primit o grămadă de mesaje când mai dau din astea virale pe Insta. Am avut la un moment dat un clip care a ajuns la 400.000 pe Insta. Și unul dintre comentarii era: lasă-te de animații. Sau alt comentariu era: sinucide-te. Știi? Adică fără nicio legătură, dar nu sunt afectat. Deci am ajuns să le iau, știi cum e, ca și cum îmi citesc ora de pe ceas. Și răspund: ok, bine că mi-ai zis. Mă las. Evident că nu o să mă las vreodată, evident că nu-mi pun ștreangul la gât când mi-a zis unul în comentarii care nici măcar n-are numele lui real, e Albert 12347 arond. Uh-huh. Nu mă interesează, dar e greu să ajungi să nu te intereseze, pentru că în prima fază te afectează. Atunci cred că ești cel mai vulnerabil. Da, în prima fază te afectează. Da. Când nu ai cifrele pe care le ai, mai până la urmă totuși, hai că faci 200 de vizualizări, dintre care îți mai scriu și 3 oameni că, bă, ești nașpa, las. Da, 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 da. E un punct pe care trebuie să-l treci sau îți pui niște filtre pe rețelele astea sociale. Și limitezi comentarii. Da, unde îți incluzi cele 20 de înjurături din limba română plus vreo 3 din engleză. Mm-hmm. Și atunci lumea nu o să poată să comenteze. Ori zice altfel și s-ar putea să nu te doară atât de mult. Dacă este acum, să zicem, un băiat tot așa, în liceu, în general, care are și el visul ăsta de a face animații, de a face content creation. Da. Care ar fi secretul pe care tu îl ai spune? Să nu copieze.
Ok, să fie original. Da, să nu copieze și să aibă în vedere faptul că să aibă în vedere faptul că animația și ilustrația este ceva ce durează foarte mult. Adică tu în momentul în care te-a pus să faci content trebuie să fii pregătit și mai ales animații, că lucrurile astea nu se vor întâmpla nici într-o săptămână, nici într-o lună, poate într-un an se vor întâmpla. Adică tu trebuie să fii pregătit să intri într-o formă din asta de... Burnout? Nu neapărat burnout, dar într-un fel de ritm okay. Foarte susținut zi de zi, mm-hmm. ca să poți să atingi niște nivele la un moment dat. Adică dacă eu acum mă uit pe niște ilustrații pe care le-am făcut pentru prima dată când făceam încă jocuri, aș zice, vai, e rău de tot ce făceam aici. Lucrurile se întâmplă exersând. Mm-hmm. Adică am petrecut, cred că, mii de ore desenând și alte mii animând și alte mii îmbunătățind și căutând ce fac alții. Am o grămadă de cărți de animație pe care le răsfoiesc și vedeam, uite, văd, aici ăsta inserează inimioare când personajul e îndrăgostit. Mm-hmm. Și eu trebuie să fac chestia asta. O notăm. Okay. După ce le notezi, încep să le desenezi, apoi încep să le implementezi, le testezi, vezi că nu se potrivesc, le ștergi, le uiți. Trebuie să fii pregătit să îmbrățișezi lucrurile noi și să accepți că ceva nu merge. E un try and error continuu. Mm-hmm. Nu ne place aici să încheiem, de exemplu, episoadele cu o chestie pentru care de altfel am și conceput acest proiect, în sensul în care noi la punct și de la capăt, asta a fost ideea proiectului. Domnule, hai să le dăm la oamenii care se uită la noi o, hai să spunem, o idee de speranță, o idee care poate să-i scoată dintr-o etapă, hai să zic, nu neapărat întunecată, dar o perioadă care nu le merge în viața lor în momentul de față. Fie că treci prin N incidente, fie că nu-ți iese cu un proiect, fie că ai o pană la mașină, fie că te-a părăsit iubita. Și asta mă tot repet. Trebuie să le dăm faptul că nu e un capăt de lume și vreau prin invitații pe care îi aduc aici, oameni din Târgu Mureș, din orașul ăsta din care nu se întâmplă niciodată nimic și în orașul ăsta din care toată lumea vrea să plece, să le arăt că nu. Și aici sunt oameni de valoare și aici sunt oameni care creează chestii, nu doar la Cluj, la București, așa mai departe, și aici sunt oameni care pot da un sfat bun. Știu că nu-ți place să dai sfaturi, cum ai spus și tu, dar dacă este acum un om care se uită la tine și trece printr-o perioadă de asta, nașpa, nu-și găsește calea, nu iese. Ce sfat ai da? În primul rând, să accepte că e nevoie să fie niște perioade proaste, ca tu apoi să fii capabil să te bucuri de perioadele bune. Dacă totul ar fi perfect mereu, evident că noi n-am mai putea fi recunoscători pentru lucrurile care ni se întâmplă fain în viață. Iar al doilea lucru e să accepte că la un moment dat trebuie să înceapă, să facă ceva. Nimic nu va fi fain dacă tu nu începi să faci ceva zi de zi. Orice, indiferent ce faci, dacă ai o pasiune, apucă-te de azi. Că dacă te apuci de mâine, nu o să te apuci de mâine. Asta e părerea mea. Deci cumva ca și logo-ul de la Nike, Just Do It. Just do it, da, nu neapărat just do it, doar fă-o, fă-o așa încât tu să fii mulțumit și să fii mândru că ai creat ceva care te reprezintă, dar apucă-te, că la noi la România asta e, că de luni merg la sală, uh-huh. și de marți mă duc în vizită la bunice, nu, astăzi te duci dacă vrei să faci ceva, dacă nu, nu vrei suficient. Super, care și... Punem punct aici, o să fac glumă, punct și de la capăt, dar nu, punem punct de data asta acestui episod. Eu îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația mea, a fost o oportunitate, crede-mă, pentru mine. Și dacă la finalul călătoriei tale în a acapara 1 milion de români, fac și o parte din aia 1 milion, pot să spun că eu sunt mândru de tine de acum, de la 30.000 de abonați. Și o să te susțin și sper să faci lucruri mișto, cum le faci deja de altfel. Mulțumesc și eu pentru invitație, Radu, și aștept să ne vedem sănătoși și cu alte oportunități. Ne revedem la 1 milion de abonați. Sigur, particip cu drag. Super, mulțumim frumos. Mulțumesc și eu.